Na, no, prietenii mei, nu v-am făcut clipul până acum, dar o să postez prima dată clipul ăsta. Mi-am scos măselele de minte. Mi le-am scos amândouă, că mi-erau scos și pe partea asta și pe partea asta. Nu, despre asta e vorba. Despre asta o să fie vorba în alt clip. Dar, uitați meniul special pentru cei care scot măselele și puteți mânca garantat. N-aveți nicio treabă. Nu vreau să văd dacă știți cu ce se combină ouăle astea. Și vă dau indiciu, fiți atenți la sfârială. Care sunt mele, mami? Amândouă sunt moi. Care vrei tu? Astea sunt mai moi, alea sunt un pic mai făcute, că o să se spartă. Să spartă-l. Plioștit, plioștit, dragilor, plioștit. Vă, cum vă plac ouăle? Tari, moi sau plioștite? Cașcaval? Yami. Îi ăsta Yami, dar Miami îi... Miami. Ăsta e Miami, fraților. Ăsta e Miami, ăsta e Florida. Și asta? Zonă cu multă sare. Asta e Miami Beach. Și un pic de pepe. Da, ce manicură, iubirea mea, extraordinar. Totu-i Miami, totu-i America, numai manicură e French. Bei apă? Bă, prieteni, știți cumva, adică care știți, vă rog frumos să-mi spuneți. E vreo problemă dacă câinele bea din același recipient cu pisica? Sau dacă e o problemă dacă pisica bea? Înțelegeți? Pentru că oricum am fi făcut și am fi încercat, că punem 4-5 din astea recipiente de unde să bea. Fiecare, Kenzo cu recipientul lui, cu urechi de pisică, cum e ăsta cu mâncarea, ia fiți atenți. Cum e ăsta cu mâncarea. Ne. Vedeți? Special pentru Kenzo, ca să vadă escrocul ăsta. Că nu-i a lui papa, e a lui Kenzo, papa. E a lui Kenzo, papa. Păi asta-i. Când eram bun de mâncare în dormitor. Mergea rog și mâncarea, era imaculată, asta era de curat. Atunci ne dădeam seama că umblat de scrocul ăsta. Că înainte era acolo, în camera unde și Lit era. Și când ne întorcem acasă, stați să vă arăt. Uite, așa arată că mănâncă Kenzo. Deci cu urme de cărniță pe lângă. Mă, când mâncai scrocul... Băi, scrocule! Rocky, ce faci, mamă? Da, căței. Du-te la căței. Du-te pe geaba. Du-te, soro. La căței. Deci când mâncai scrocul ăsta, știți cum era blidul? Lună și bec, parcă l-am spălat cu feiri. Și atunci ziceam, Rocky, ce ai făcut? Și Rocky făcea o față de aia. Rocky, trebuie să mergem afară. Mergem, hey, Rocky, mergem cu mașină, bă, mergem la fetițe, mergem cu Lesa. Auzi? Ne, o turbă, e gata. Cu Lesa în parc, vrei să mergem la căței, ne plimbăm cu Lesa, cu mașină. Mergem cu mașină. Atâta trebuie să-i zici la asta, mașină, Lesa, fetițe. Na. La fetițe, mă, na? Lesa. Tu vrei la fetițe, tată? Vrei la fetițe, mama? Nici nu știi ce s-alea. Băi, deci așa să știți că ăsta nu... Așa e 6 ani, adică s-a născut. Mama? A avut o tentativă, dar pe Kenzo. S-a urcat pe Kenzo. Ce-i, tată? Tu ești cât idei nebun? Prinde șoarecele. Nani, auzi, hai să mergem. Da. Că-l pupăm pe Kenzo. Bă, pe Kenzo. Rocky, Rocky, Rocky. Du-te la Kenzo. Pupă-l, tată. De pupici. Pupă-l pe Kenzo. Eu la jucăria. Bă, uite-te ce fac ăștia. Iau șosete, le pun aici extraordinar. Șosete de pouscător. Bă, pe eu după aia le iau. La ce mi le spală mama voastră? Da. Păi ce face? Câteodată și ce face? Când le enervează Kenzo, stă, îl pălmuiește Kenzo și de nervi merge și ia o jucărie, se uită la Kenzo și începe să o facă așa. Cum ar veni semn de amenințare. Ni. Hai să vezi, mami. Uite-te, hai să vezi. S-a lintă. S-a lintă, tă.
Nitu, du-te Kenzo, tată, pe el, du-te. Du-te, tată, du-te. Du-te acolo. Du-te acolo. Du-te la el, joacă-te. Când e în starea asta, Kenzo nu se bagă. Jucăria. Îți iau jucăria. Unde jucăria? Să caută jucăria. Caută, 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 caută. Caută, tată, caută. Hai, hai, aici, 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 rog, rog, rog. Ia jucăria. Fie. Dă-ne-mi. Dă-mi. Îi place jucăria asta, care e folia las-o. Aia? Las-o, las-o, bravo. Alea, mama. Și are și sunet. Oh. Aici? Vino aici. N-am mai avut memorie, fraților. Acum. Pe locul. Concurs. Alexandra gata. Contra Rocky. Și. Da. Rocky a câștigat, domnilor și domnilor, fără nicio grijă. Da. Ai bătut-o pe mama. Tu ești tu la cartofi, da. Ai bătut-o pe mama. Ai bătut-o, ai câștigat, da. Uite, mă, picioș cu vouă. Da, mami. Eu i-am cerut mâna, i-am cere piciorul. Extraordinară chimie între noi. Păi dacă tu nu vrei să-mi dai piciorul, eu ți-am cerut mânuța, tu îmi ceri piciorul și mami. Eu te iubesc. Nevastă mea face cei mai buni cartofi. Hai. Așa, crocanți exterior și moli în interior. Nu știu cum reușește. Numai mama mai face așa. Kenzo! Unde-i bă? No, fiți atenți. Aici s-a terminat șmecheria. Dar cum alunecă când sare? Bă! No, fiți atenți. Fiți atenți. Uitați ce face Kenzo. Câteodată nu-și dă seama că el e pisică, nu-i cățel. Kenzo! Prinde-o, tată! Să zici când stai să încerci să o arunc. O arunc, fugi și o... Kenzo! Hai sus! Prinde-o! Oh, ce-și prind o lată! Na, na, repede vii tu! Repede vii tu! Repede vii tu! Na, 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 ce faci? Ce? Și tu vrei aia? Asta e asta. Rocky! Stai! Stai, Rocky! Stai! 3, 2, 1! Du-te, tată! Trage-te! 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 Să-l stimulezi un pic. Trage, tată, trage. Până când trage el. Și atunci eu las. Uite. Îți iau jucăria. Să o iau. Bă, tu ești pitbull pe interior. Trage, tată. Trage-o, mă, am zis. Și fuge de mine. Hai să vedem cartofii. Așa, tată. Așa. Mai mare dragul să te trezești în așa ambient. Mai mare dragul. Sper să-mi treacă o dată. Am vrut să vă arăt măselele, dar nu vi le arăt în clipul dedicat măselelor. Vă pup!